Săptămâna aceasta a avut loc evaluarea națională destinată a elevilor claselor a 8 -a. Aceștia au avut de susținut două probe, luni la limba și literatura română, iar miercuri la matematică. În județul Vâlcea, din cei 2605 absolvenți ai clasei a 8-a înscriși la examen, în 47 de centre de examen, la matematică s-au prezentat 2514, absentând 91 de elevi, iar 29 de elevi cu cerințe educaționale speciale au beneficiat de condiții de examen conform procedurii de egalizare de șanse. Primele rezultate vor fi afișate anonimizat miercuri 28 iunie pe site-ul Ministerului Educației dedicat evaluare.edu.ro până la ora 14. Contestațiile pot fi depuse în zilele de 28 iunie în intervalul orar 16-19 și 29 iunie în intervalul orar 8-12. Apoi rezultatele finale vor fi anunțate marți 14 iulie.